Voi ați citit presa? Ce să facem? Care? Presa noastră de ziare. Nu, de ce? Aflăm din sările tribunalului. Domne, e ultima dată că mai lucrăm așa. Ultima dată. Ultima dată, Gogu. Gata, domn. Să luăm un biborțin. Un biborțin cald. Mie una cu sulf. Mult sulf. O bragă rece. Nu avem. N-aveți bragă? Nu, nu. Un coniac mare. Tot o milenară. Uite ce facem. Mâine seară ținem o consfătuire la Neafane în curcă lume la ora 8. Gogule, 8 și ceva. Fix. Ce vă place vouă la apa asta, nu înțeleg. Hai să mergem.
Au dispărut de acasă doi minori, Vasile Onofrei de 11 ani și Mihai Onigă de 13. Învățau la aceeași școală, locuiau în aceeași casă. Din păcate, abia acum o oră, părinții s-au gândit să ne dea și nouă de știre. Toarci locotenentul Vidrașcu. Da? Te ocup de acest caz. Și mai avem o sesizare. Da. Doamna Rizescu, strada Parfumului, 114 bis, aduce la cunoștință că ieri după amiază, între 7 și 9, pe când se afla în vizită la o prietenă, cineva a pătruns în locuința dânsei și i-a furat cățelul. Poate și alte lucruri. Cățel de rasă? Nu, dai ținea de urât, doamne Rizescu. Tovarășe major, pentru un cățel poate... Aici nu e vorba de cățel, e vorba de o violare de domiciliu. Am înțeles. În cel mai scurt timp trebuie să găsim potaia, doamne Rizescu. Mergem la fișier, tovarăș capitan. Numai din curiozitate, Cristolo, venea să vedem dacă fișierul meu funcționează bine. Câine păzitor, Bufin. 2 ani și 4 luni. Furat de la domiciliu. Deschis ușa cu șperaclu. Șperaclu, câine de casă, după mine ăsta trebuie să fie patraule. Să vedem. Spărgători de biserici, spărgători case de bani, camioane, câini, câini de casă. Câine obișnuit, furat din casă, s-a pătruns cu un șperaclu. Să vedem în București. Da. Vasile Ancu, Bucur Gheorghe, Patraulea Fănică. Da, e destul. Trică mulțumim, Dumitru. Mulțumim. La 10 vine Maricica, n-a venit, înseamnă că trebuie să fie mai puțin. Ce-ai făcut, dacă? Oleu curent, vor carbonizat, mamă! Oleu curent, uite! Of, iar în plana ăsta să mă curentezi, ești nemaipomenită, dragă! Nu mai pui mâna pe el, gata! Dă-mi un pahar cu sifon. Și sifon, vrei tu? Ia-ți, dragă, și singur, ai acolo 20 de sifoane, nu vezi că lucrezi? După ce mi-ai stricat feonul, acum vrei și sifon. Și pe ăsta cine-l usucă? Eu vezi că trebuie să fie Maricica. Ce Maricica, dragă, că trei Maricici. Cu mine aveți treabă? Domnul Patraule? Da. Am vrea să schimbăm două vorbe, dacă se poate. La dispoziția dumneavoastră, tovarășul capitan. Să trăiți. Imediat vă dau cheia. Mulțumesc, domnul patraule. Poftiți, prindeți-o. Prindeți-o așa. Ați prins-o? Am prins-o. Ce repede. Poftiți, intrați, poftiți, invitați și colegi. Poftiți. Cine e? Ce s-a întâmplat? Sânge rece, Luminița. Luminița foarte mult. Sânge rece. Cum ai făcut? Pune ceva pe tine. Stai așa. Ia o pasta, lasă-o pasta. Ia că așa mea. Poftiți, poftiți, tovarășul capitan, vă rog, fiți binevenit la noi. Vă rog să iertați deranjul, dar știți, noi chiar aseară ne-am logodit. Aseară? Pe la ce oră? Pe la ora 8. 8? 8 și ceva. Cățelul l-ai furat înainte sau după? Ce cățel, tovarășul capitan? Cățelul doamnei Rizescu, domnul patraule. Ia uzi, nici nu știu de ce cățele vor. Cățelul pe care l-ai furat, cum să nu știi? Fănică, e adevărat ce spune dumnealui? Luminița dumnealui poate să spună orice, că-i capitan. Și tu suporți? Tovarășul capitan. Am și o dorință. Poftim. Puneți cine m-a dat în gât ca să aprind o lumânare pentru dumnealui. Nu vă uitați la mine așa, tovarășul locotenent? Capitan, capitan. Capitan? N-am omorât pe tata. Bracă-te. Tovarășul capitan, de ce vrei să mă răpiți familiei tocmai acum, tovarășul capitan? Îi dau șafranul, păi pleacă-mă. Poftiți. Nici nu m-am folosit de ea. Ba, mai am și spălat-o. Ce tot atât scandal pentru, știți, pentru cât? Pentru 200 de lei. Atât mi-a dat un domn aseară, mi-a dat bani anticipat. Aseară la ora 10 trebuia să vină să-i dau cățelul. N-a mai venit. Un domn? Un domn, da, era îmbrăcat într-o cămașă albă apretată cu pantalon la dungă. Era un domn. Cum îl chema?
A, nu știu nici cum îl chema și nici unde locuiește. Un domn care vrea să-i dau cățelul ăsta al doamnei... Rizescu. Rizescu. Îi plăcea foarte mult cățelușul ăsta. Murea după el. Unde ești, mă? De unde știai că între 7 și 9 doamna Rizescu va lipsi de acasă? A, el mi-a spus. La ora 7 și 5 am fost acolo. Am descuiat, am intrat, am luat cățelul și am plecat. Nu m-am atins de un nac, tovarășul capitan, vă jur. Nici n-am călcat pe covare de teamă să nu le murdăresc. Tovarăș capitan, pe mine când mă prind eu recunosc, e mai bine așa. Curentează, nu și pe mine, mah! Mergi cu noi. Unde să merg, tovarășul capitan? Luminița, deranjează-te, mă, pușe, ca să... Aoleu, mamă! Lasă-l! Tovarășul Plutoner, potoliți câinele ăsta, că eu îmi caut haina, tovarășul Plutoner! Merge așa cum e. Păi am buletinul, haină! Eu sunt un cetățean cu identitate, tovarăși, de la mine. Cum să mă duc așa? Ești dragă afară și caută haina, înainte de a veni dumneavoastră era. Adică noi eram aici. Aveam buletin acolo, aveam acte, aveam și eu. Pot să mă duc așa? Că nu pot să mă duc. Te fâții, te fâții și n-o cauți. Sigur că, dar ce impresie să-și facă oamenii ăștia de mine? Să le pui altădată în ordine. Unde să le pun? Le-am pus? Unde-i pus, dragă? Parcă am ghețit-o pământul. Uite pantalonii sunt mari. Uite, poftim, nu e nici aia. Calcă-i, calcă-i, ia de aici și calcă-i și nu stă în fața oamenilor ăștia așa că... Uite cum arată, domne, fără haină, nu? Adu haina. Vă rog să scuzați deranjul, le-am luat... Ce-mi stai acum? Ascunde-te din fața musafirilor ăștia. Nu e îndreaga, nu pot să plec. Merge așa. Caut-o, caut-o. E cum să plec așa. Caut-o, caut-o. Aseară la local am avut haină. În mai eu, la mașină. Nu te rupi, nu te rupi, așa. Ei, și ce să-ți spun? O să te bucă, o să te bucă. Adu-o și pe aia să vadă cum arată casa lui Patrabulea. Căpșune, ia-l, așteptăm așa. Nu pleca, tovarășul capitane. Spănică haina. Lasă, Fănică, până ai să te întorci, am să fac curat, am să mă întorc. O să ai vreme destulă și pentru zugrăvit. Zugrăveală? Păi ce așa de grav, tovarășul plutonel major? Alo? Da? Sărut mâinile? Da. Ah, ia... Domnul Seriat, știți, s-a întâmplat o mare nenorocire. Nu știu, l-au arestat pe Fănică. L-au luat? A venit miliția și l-a luat, în legătură cu un cățel. Ce circă? La... Lasă plânsul și spune clar. Dar circa noastră. Da, mă duc repede cu mașina. Acolo până la ora 7:05. Așa. La 7:05 am intrat înăuntru. Nu m-a simțit nimeni. N-am deranjat pe nimeni. Știți că eu nu deranjez, tovarășe. Asta e culmea, tovarășe. Îți vine să-i dai cu ceva în cap. De ce să-i dai? Păi cum, tovarășe, să pândească? Să-ți intre în casă la 7:05? Unde trăim, în junglă? Vorbește așa ca opinia publică. Interesant, auzi, opinie publică, dar ce faci pe aici, încotro ei? Nu, că treceam. Bine, bine, circulă. Dar m-am enervat, tovarășe. Bine, bine, bine. Circulă, m-am enervat. Circulă. Nu mai știu unde e. Nu știu, aveam o mașină și... O mașină, da, 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 da. Să știți că la mine nu... Ne face nimica, da. Hai să mergem. Hai. Nu l-ai văzut, dar ai auzit de el. N-am auzit, tovarășul capitan. N-ai auzit? Nu. Bine. Mi se pare că l-am văzut eu pe undeva. Probabil l-ați văzut dumneavoastră pe undeva. Da, da, pe undeva, sigur. Da. Și peraculul e la tine, sper că nu l-ai uitat. L-am în buzunar. Foarte bine, ai mai repede de speriat. Un moment să-l caut, că l-am pus eu dacă... Sunteți amabil dacă vreți să țineți. L-am găsit. Uite că-i deschis. Mulțumesc. Ai și noroc. Am urcat aceste trepte ușor ca o pisică. Am ajuns sus, sunt 8 trepte. Le-ai numărat bine, mă, sunt 10. Așa e, că dumneavoastră știți. Vă rog să intrați, ușa e deschisă. Ia, intră. Sărut mâna, stimată doamnă. Bună ziua. Să știți că eu, dacă... Moment. Hai, mișcă. Mi se împinge așa. Tu ce te tot, automat, mă, da. Spuneți, mă, nu o de cățelul, doamne. Da, stimată doamnă, poftiți cățelul. Să știți că vi l-am spălat, l-am curățat, e nevătămat. Eu vă mulțumesc și sunt convins că o să mă iertați. Mamă! Ce mamă, ce... Vă bate joc de mine, tovarășul capitan. Ce e asta?
Asta e o femeie cum se cade. Cum se cade, cum se cade, dar așa țapănă. Așa e ea. Spune-mi, aseară când ai pătruns aici, unde se afla manechinul? E foarte important pentru noi. Aseară când am pătruns aici, am venit, manechinul se afla... Nu se afla, tovarășu, că... Minci! Vă dau cuvântul meu de om că nu se afla. Asta, hoțu! Ce te împingi, mă, ce te împingi? Nu se poate discuta, tovarășu, capitan. Rugați-l să nu mai azbuțe câinele ăsta pe mine așa. Ai fi bolnav? Da. Ce-ai? Sufăr cu inima. Ei, nu spune. Și te-ai apucat de meseria asta. Mă, patraule, vezi că tu ai mai fost o dată la fușcărie. Patraule! Lasă-l? A spus lasă-l. Bine. Ce e, Cristoloveanu? O clipă. Fii atent la asta să vezi ce face. Nu, fii atent. Tovarăși capitan, permite să raportez. Da. Dacă te uiți prin gaura cheii, poți jura că e vie. Bravo. Asta înseamnă că infractorul când a venit s-a uitat. Unde? Ești nemaipomenit. Fără constatarea asta eram pierduți. Tovarăși capitan, un moment, vă rog. Observați o urmă de pantof aici? Tovarășul capitan, m-am gândit. Mă duc acasă. Știți de ce mi-e frică? Că nu cumva logodnica mea o cunoașteți, v-am prezentat-o eu, să nu se arunce de la balcon. Mai ai nicio grijă că etajul nu-i prea înalt. Asta se aruncă, ascultați. Tovarășul major, capitanul Panait, vă rog să trimiteți pe cineva de la criminalistică să ridice niște urme în strada parfumului ăsta pe aici pe bis. Casa Rizescu. Înțeles. Ce spuneai, mă? Tovarășul capitan, m-am gândit. Vă rog să mă credeți. Așa nu mai merge. Și eu pot să devin un om cinstit. De mâine vă promit că vreau să mă schimb. Altă cămașă, alt costum? Nu, tovarășul capitan. Vreau să devin un alt om. Un om cinstit, un om în rândul oamenilor. Să se mândrească lumea cu mine, să spună salut, tovarășul Patraulea. De aceea eu vreau acum să-mi permiteți să mă... Ai vrea să te duci până acasă? Da, acasă, la logodnica mea. Ne lași pe noi singure așa? Nu vrei să rămâi aici să terminăm treaba împreună? Să... A, numai aici până terminăm treaba? Sigur. Cum? Doamna Rizescu, v-am rugat să rămâneți acasă, doamnă. Mi-a fost teamă, domnule, am stat în vecini. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă să fii femeie singură. Observ că nu sunteți singură, aveți o soră. Soțul meu a fost modelator în gips și înainte de a muri s-a gândit să... Nu e așa că îmi seamănă? Oarecum. Când ați plecat ieri de acasă, manechinul era aici? Nu era, domnule, nu era. Îl dădusem la reparat. I se desprinsese genunchiul. Îl lăsați de obicei în poziția asta, doamnă? Da, ce să fac? Pe aici trec mulți. Dau târcoare tot felul de oameni. Ei, dacă cineva forțează ușa, se uită întâi pe gaura cheii, nu? Da. Dacă vede că e cineva în casă, nu intră. Așa e, stimată, doamnă, nu intra. Eu dacă vedeam că e manechinul, nu intram. Vă jur, nu intram, doamnă. Pufi, puiul, da, mami! Puiul, mami, ele, unde ai fost? La mine a fost ca la el acasă, doamnă, l-am spălat, l-am gătit. L-ați plecat, doamna, de acasă, ați lăsat fereastra deschisă, cumva? Da, domnule, l-am lăsat, ca să intre aer. Ca să fie Cristoloveanu? Orați! Lei pe patraulea și-l duci la tovarășul major, te-ntorci imediat. Hai! Tovarăș capitan, aveți un gând rău cu mine. Ce anume? Tovarăș capitan, sunt nevinovat, n-am sustras nimic, numai cățelul. Și l-am adus, doamne, l-am predat, doamne, înapoi. Hai. Un ac n-am luat, stimată, doamne, doamne! Tovarăș capitan, doamne, aveți o inimă, am și o logodnică acasă, doamne, gândiți-vă, iertați-mă pe bine, doamne. Te iert, domnule, ce-mi pasă mie? Mă iartă, tovarăș capitan. Cristoloveanu, ți-am dat un ordin. De mâine mă schimb, tovarăș capitan. Lasă că legea! De mâine am să vă dau. Caută, Costel, caută. Hai, caută, Costel. Locuiți de mult aici, doamnă? Da, domnule, din tinerețe, de când m-am căsătorit. Casa e bună, aerul e curat, da. Vecinesc cum se cade. Dacă ați ști de câte ori mi s-a propus schimb de locuință, ultima oară mi s-a oferit o sumă enormă, dar nu m-am îndurat să plec. Ultima oară când? Acum vreo 10 zile. Și ce sumă vi s-a propus? Ah, destul de mult. Dar n-am primit banii. Mm. Și nici n-am de gând. Da, v-am întrebat din curiozitate, pentru că și eu vreau să fac un schimb de locuință și... Suntem gata. Mulțumesc pentru cafea. Vă rog să rămâneți acasă, doamnă. Vai, domnule, mi-e frică! Cineva era odată să cadă! Da, doamnă, dar acum e ziua.
Mai, domnule, ce insinuați? Ce faci aici, tovarășe? Sunt cam bolnav și am ieșit puțin la aer. Să mă iertați că am intrat așa, fără să... Dar dumneata nu știi să citești? Ce scrie pe ușă? Lucrări cu publicul după ora 12. Poftiți, vă rog. E adevărat. Încuiată, n-ați vrea să deschide, să zic că nu... Nu... Poftiți. Aveți dreptate, de vrea să... Da, vă rog, vă rog. Voi n-ați observat nimic? Ce? Sirop de căpșuni. Două siropuri. De ce mi-a făcut asta? Unde ești, mă? Ascultă, Costele. Sigur. Dacă nu mai vrei să lucrăm împreună, te înțeleg. Dar nici așa, mă, să-ți bagi joc de mine permanent. Nu-i suficient că mă părăști tovarășul meu? Hai, vino cu a. Costel, vino aici. Stai. Miroase. Miroase. Miros. 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 Așa. Hai. Hai, la treabă. Caută! Costel! Caută, Costel! Urma!
de mine. Cine e acolo? Urma. Aport. Aport. Sânge. Plutonier de miliție Căpșună. Se trăie, domnule plutonier, așa e când pică necas pe capul omului. Dar de înjugheat, nu l-am înjugheat eu. Dar cine? Nu știu. Eu nu mai l-am transportat. Și sângele de unde e? De la el. Mâinile sus. La sânga. Costel, șezi? Șezi. Nu mișcă nimeni. Acum vă dau pe mâna lui Costel. Nu mișcă nimeni. Dacă vrei să scăpați cu viață, până mă întorc. Costel, fii atent. Grijă, grijă. Omule, omule, cum ne bași tu mormânt pe toți, omule, de câte ori ți-am spus? Ce o fi, o fi. Și asta numai pentru niște bani. Nu-ți fie frică, mamă, nu-ți fie frică. Ce vrei, tovarășe? Să vorbesc cu mama. Așteaptă la rând, te rog. Eu v-am văzut acum o oră. Știți, eu locuiesc pe aici. Alo? Tovarășe Maior, să dăiți! Tovarășe Maior, am descoperit un caz. Da, foarte interesant. Urme de sânge, da. Am mărturisit. Trimiteți urgent mașina. Sebastian 224, sector 6. Da, să trăiți. Ce vrei, tovarășe? Să vorbesc cu mama. Poftim, vorbești. Păi ce zic, eu vă admir, să știți. Că avem liniște noi, cetățenii. Trebuie, tovarășe, trebuie. Mă gândesc la asta cu cățelul. Cred că intră tare. Și ce ți-e milă de el? Cum o să fie milă? Să intre, tovarășe! Să intre, tovarășe! Hoți ăștia! Să scăpăm de hoți ăștia! Alo! Da, ia uite, vă dau telefon. Pe strada Sebastian, la 224, a fost arestat un individ periculos. Se află sub supravegherea plutonierului Căpșună. Strada Sebastian, numărul 224, plutonier Căpșună. Urgent! Căpșună n-a dat niciun semn? Nu, a zis că cercetează împrejurimile. Dă-i bătaie? Am înțeles. Dacă îmi permiteți, tovarăș capitan, da. Tovarăș plutonier are o tactică foarte... așa mi se pare mie. Dânsul spune că nu-i bine niciodată să atași cazul direct. De ce? Pentru că dacă l-atași direct, cazul se sperie și ia măsuri. Uh-huh. E bine să cercetezi întâi împrejurimile. E bine să te apropii de caz tiptil. E la Căpșună, tovarăș capitan. Dă-i bătaie. A, vreți să intrăm în sută? Să știți că prinde și 180. Dar să vedeți cum. I-am pus carburator special, bujii noi, o pompă de benzină, invenție personală, așa că prinde și 180. Una peste alta, la cât a scos? Păi, vă raportez că vreo 1200. Consumul? 28 de litri la sută. Nu-i cam mult? Da, dar asta în viteză maximă și să știți că merită. Merită că-i solovene, dar ce să nu merite? Dacă mai plătești o amendă, 2-3, depășești cu puțin salariul, dar ce contează? Să mai rămâne gloria. Dați-mi un scaun. Numele? Procop Dumitru. Sebastian 224, sector 6. Ocupația? N-am. De 6 luni n-am nicio ocupație. Înainte am fost magazioner. Ai mai fost condamnat? Da. 3 luni. Da, neglijență serviciu, dar nu era vina mea. Acum mă ocup cărușia. Mai ajut și eu pe un serimerește. Procop Dumitru, ce ne poți spune despre petele astea de sânge de pe haină? Eu, tovarăș colonel, eu n-am omorât pe nimeni. Eu, când fac rău, spun, că nu se spune alții. Recunoști că sunt pete de sânge proaspăt? Da, e proaspăt, e de aseară, dar nu l-am înjugheat eu. Alții l-au înjugheat, nu știu cine. Eu nu mai l-am transportat. Unde l-ai dus? La mine acasă, l-am dus în spate și s-a scurs sângele. Și acum unde se află? Acum nu se mai află. Acum l-am mâncat. Canibalism. Cum l-ați mâncat? Era mic, n-avea decât 40 de chile, cu oase cu tot. 4 le-am păstrat pentru noi. Restul le-am dat la o nuntă, la un botez al cumnatului meu. E drept că nu l-am dat la presă oficial. Dumneata vinzi cadavre? Păi, dacă era înjunghiat, se cheamă că era cadavru. Așa se vând porcii când vinzi la mai mulți. Așa e. Bine, măi, Căpșune. Permiteți, tovarășul maior, permiteți? Nu râdeți. Cum se... Recunoști șapca asta? Da, e a mea. Unde ați găsit-o? Mi-a dispărut acum o săptămână, cu niște pantofi vechi. Da? Dar copiii s-au jucat. Cum acum o săptămână? Ai pierdut-o aseară pe strada Parfumului 114. Și la 114, bis, tovarășul maior, a fost furat cățelul doamnei Rizescu. Nu, când am luat porcul, n-aveam șapcă. Recunosc... L-am luat de pe strada Parfumului, că acolo mi l-au lăsat. Nu știu de ce. Înainte mi-a dus și am marfa acasă.
Bine, dar petele astea de sânge? Nu știu. O să aflăm noi ce cu petele astea. Duce șapca și haina la analiză. Procop Dumitru, rămâi la noi până lămânim toată povestea. Duceți-l. Bine, tovarăși din brigada mărunțișuri. Dați alarma și puneți în mișcare atâția oameni pentru un amără de purcel. Dacă-mi permite, soarș maior. Da, tovarăși capitan. Într-adevăr s-a comis o crimă. Am și anunțat procuratura. A fost omorât șeful serviciului comercial de la ICSMD. După anumite indicii, ar fi vorba de o sinucidere. Dar eu cred că s-a comis o crimă. Ia spune, tovarăși capitan. A dispărut un cățel din locuința doamnei Rizescu. Cine avea interes? Se dispară acest cățel noaptea trecută, când probabil s-a comis crima, primo. Secundo, din locuința doamnei Rizescu se poate ajunge la ICSMD, locul unde s-a comis crima. Înțelegeți, doar și mai? Da! Dumneata, unde lucrezi? La serviciul la aprovizionare. De câți ani ești în serviciul ăsta? De 3 ani, de când am venit aici. L-ai văzut vreodată? Da. Procop Dumitru a fost magazinier la noi, la cantină. La un control... Hai, spune, spune. Spune că e în interesul tuturor să descoperim criminalul. Răposatul, șeful serviciului comercial, l-a descoperit cu nereguli în gestiune. După aceea a fost judecat, condamnat. Crezi că ar fi vorba de o răzbunare? Omul de care se temea, l-ați cunoscut? Nu l-am văzut pe cel cu care a stat de vorbă. Dar aș putea recunoaște vocea. Soțul meu spunea că nu vrea să se mai amestece, că e frică. Celălalt l-a amenințat cu închisoarea, apoi a plecat. Cam cât câștiga soțul dumneavoastră pe lună? 2300. E adevărat că în ultimul an a câștigat mai mult. Dar mi-a spus că au primit prime mari, că au depășit planul. Au muncit peste normă. Am bănuit eu ceva. L-am întrebat și a țipat la mine. Niciodată nu mi-a spus nimic. Mi-a spus că vi s-a oferit o mare sumă de bani pentru un schimb de locuință. Da. Cine v-a propus? Nu știu, nu-l cunosc după nume. Un domn. Cum arată? Încercați să vi-l reamintiți. Bine, o să vă punem la dispoziție câteva fotografii, poate o să recunoașteți. Da, da. Nu seamănă, tovarăși. Nu seamănă cu niciunii din ăștia. Ăștia sunt niște borfași. Dar lui era un domn. Mi-a dat 200 de lei anticipat pentru acest cățel. Hai, caută. Era un pasionat pentru căței. Caută, caută. Păi caută, caută. Dacă nu seamănă, tovarășul, caută. De ce vreți, tovarăș, să mă aruncați pe mine pușcărie ca pe o zdreanță? Dacă sunt nevinovat. E păcat, tovarăș. E păcat. Eu n-am luat decât 200 de lei. Alții au 10 de mii. Și nu-i mai vede nimeni. Închide ochii toți. Caută liniștit. Caută liniștit. Caut liniștit. Așa liniște s-a admirat toată viața. Haina prezintă pete de sânge de animal, iar șapca prezintă pete de sânge de om, din grupa sanguină A2. Ei trimis lui Procop Dumitru un porc tăiat. Recunosc. Un porc de vreo 42 de kg. Și l-ai lăsat pe strada Parfumului 105, în curte după gar, nu? Trebuia să-l duc acasă, dar mi-a trimis vorbă cu un client să nu mai trec pe la dânsul și să-l duc direct în straba Parfumului. De când îl aprovizionez cu carne? De o blând, dar foarte rar. Câte un vițel, câte un purceluș, recunosc, e vina mea. Ia scoateți ochelarii un pic. Știi cumva cui aparține șapca asta? Nu. Ba da, parcă l-am văzut pe Procop cu ea mai de mult. Ia uite la mine, uite la mine bine. Cum arăta clientul care te-a rugat să duci carnea pe strada Parfumului? Nu știu. Am primit un telefon și mi-a spus că Procop mă roagă să o trimit direct acolo. Și a luat așa după telefon. Ce spui, domnule? Dacă era o păcăleală. Am pândit. Și când am văzut că vine Procop, m-am liniștit și am plecat. Bun. Dar și mai eu, permite să raportez. Spune. Ascuns și în curtea lui Procop, printre lemne, am descoperit, adică nu eu, el, dumnealui Costel, perechea de pantofi pe care Procop spunea că i-a dispărut odată cu șaca. Știi cu asta?
Talipile corespund exact cu urma găsită pe pervazul ferestrei doamnei Rizescu. Foarte bine, căpșună. Te rog să mă conduci la ICSMD. Am înțeles, tovarăș maior. Ai văzut costele? Până la urmă, tot noi descoperim criminalul. Procop a facilitat în mod sistematic scoaterea alimentelor din magazia cantinei. Mulțumesc, tovarăș jurisconsult. Să trăiți. Dacă așa stau lucrurile, este clar că Procop Dumitru era vinovat și că măsura luată de a-i se desface contractul de muncă a fost justă. Mulțumesc. Bună ziua. Am confirmarea că urma de pe pervazul ferestrei doamnei Rizescu aparține lui Procop. Vă propun să recapitulăm. Delapidatorii și-au dat seama că șeful serviciului comercial se teme și vrea să se retragă. Atunci au hotărât să-l suprime și să arunce toate sumele furate în cărca lui. Și-au pregătit și un criminal. Da, da. Vor să ne arunce în spate pe Procop Dumitru. Omul a fost dat afară mai demult de întreprindere decât de șeful serviciului comercial. Noi ar trebui să credem că ar fi vorba la mijloc de o răzbunare, dar pentru asta ar trebui să coincidă toate datele. Coincid? Au lăsat o urmă pe vazul ferestrei cu pantoful lui Procop. Eu cred că adevărații vinovați sunt lângă necunoscuți. Nu cred. Sunt de părere că am putea să operăm unele arestări. Doar și maior, dacă îmi permiteți. Hai să-i lăsăm să creadă că ne-au păcălit. Știu, e riscant, dar în sfârșit cum hotărăți dumneavoastră. Da, da, să poftească. Poftiți, luați loc. Doar și director, am verificat actele mai importante, se pare că totul este în ordine. Da? Vă cerem scuze pentru deranj, dar suntem convinși că înțelegeți dumneavoastră, asta e datoria noastră. Mai ales că s-a sinucis un om. Sau, în orice caz... Sunt dovezi că s-ar fi sinucis? Da, avem unele indicii. Mai rămâne să cercetăm mâine dimineață niște acte și... Tovarăș, eu vă sunt recunoscător că ați lămurit povestea asta îngrozitoare. E o grea încercare pentru noi, cei din conducere, pentru întreprindere, pentru colectiv. Circulă tot soiul de năzbâtii, că s-ar fi făcut afaceri, delapidări. De aceea nici n-am plecat acasă. Eu cred că nu o să vă deranjăm mai mult de o oră, două, mâine dimineață. Am vrea să ne mai uităm o dată prin actele serviciului comercial. Până mâine dimineață ar fi foarte bine să le păstrați sub cheie în biroul șefului de serviciu. Aveți acolo casă de mani. Da, da, desigur. Un tovarăș plutonier de-al nostru va sta de pază ca să nu pătrundă nimeni în clădire. Ar fi foarte bine să întăriți și paza dumneavoastră. La revedere. Bună ziua. Vă salut. Dumnealui e. Vă jur că e dumnealui. L-am găsit. Și era un domn. Să faci o pușcărie pentru asta? Luați-l. Am plecat. De unde pleci, domne? Am o întâlnire la ora 8. La ce oră? 8 și ceva. Nu se poate. N-am înțeles. Nu se poate. Iauzi. Și ce o să zică băieți? Ce băieți? Prietenii mei șprițarii cu care... Și acum cântă pentru dumneavoastră Ion Frănică. Eu sunt fane-n curcă lume, mi-am făcut în târg renume, de te uiți în ochii mei, n-ai să știi cât ai să bei. Până-n mâine-n zor de zi, cântecele-mi vei sorbi, cântece povești și glume, la nea fane, fane-n curcă lume. 8:30 și patraulea n-a venit și nu mai vine. Ferească Dumnezeu. Și v-am mai spus, legal. Pentru că ținul nu se reține. A intrat în casă. A intrat în violare de domiciliu. Pe cine? Hai, mă, du-te! Cântec de of plin de suspin, cântec de chef la masă. Ura! Proaspete! Vorbe te duc ca între bărbați, șoptite la ureche, dar te ascult de-n zi și tu, povești fără pereche. Ah, ah, ah,
fame încurcă lume. Mi-am făcut în târg renume, de te uiți în ochii mei, n-ai să știi cât ai să bei. Până-n mâine-n zor de zi, cântecele-n vei sorbi, cântece povești și glume, la nea fame, fame, fame. Asta? Dar asta? Poate... Ăsta e. Mulțumesc. Sunteți liberă, doamna, puteți pleca. Nu, domnule, eu în casa aia nu mai intru. Vă rog să nu vă fie teamă. Trebuie să intrați. Ascultă-mă pe mine. Steaua câștigă. Dinamo va câștiga campion. Hai să vezi, data ești. Și ce dacă este? Nu pot să-mi dau o părere. Steaua va câștiga la sigur. N-are cum să câștige Steaua. Și capitan, s-a întâmplat ceva? Ce să se întâmple, mă? Nu s-a întâmplat nimic. Știți, Costel a schiunat și am crezut... De asta am venit. Mm-hmm. Credeți că mai vin? E trecut de miezul nopții. Păi știu eu. Eu ce fac? Mă duc acolo sau... A, nu te mai duce, mă, aprinde lumina. Am înțeles. Dași capitan, vă felicit. Du-te că pierdem vreme. Cheamă-l pe Patra... Patra Ulea și doamna Rizescu. Mă duc. V-am chemat să vă arăt cine e criminalul. El e. El e, tovarășul capitan. Tovarășul capitan, respectuos vă rog să-mi aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap. Nu e cam mult? Nu, nu e mult, tovarășul capitan. Eu nu v-am rugat pe dumneavoastră niciodată nimic. Dar acum nu mai pot. Mm-hmm. Acest element mi-a stricat cel mai frumos moment din viața mea. Știți, cu logodnica mea, Luminița. O cunoașteți și dumneavoastră, ați văzut atunci în furou, când ați venit. Vă rog, tovarășul capitan. Păi, ce să ne mai tocmim? Ori dai 100, ori dai 3, tot minimum 6 luni, așa că... Cum 6 luni? Mm-hmm. În situația asta renunț. Poate să mă roage că nu mai dau nicio palmă. Să trăiți, vă mulțumesc, tovarășul capitan. Vai de mine, mi-a spart telefonul. Mi-a stricat apajurul, măsuța-i praf. Doamnă, nu vă faceți griji, plătim cinstit tot ce am stricat. Și tava s-a spart. Tava era crăpată de azi dimineață, am văzut-o eu, nu vă supărați. Nu putem să plătim de două. Doamnă, vă rog să-mi permiteți. Tovarăș capitan, știți ce se întâmplă? Tovarăș plutonier nu-mi dă voie să plec. Are ordin. De la cine? De la mine. De ce, tovarășul capitan? Criminalul a fost prins, cățelul s-a găsit. De ce să mă mai rețineți? Ce rost are, tovarășul capitan, să... Dacă dumneata, nu furai cățelul. Hoții nu intrau în casă, nu ieșeau pe fereastră. Și nu mureau un om. Nu-i așa că m-am nenorocit, tovarășul capitan? Pare rău dacă am așa e. Ce să-ți fac? Mi-ești simpatic, țin la tine. Să-ți trimit un pachet de țigări acolo, altceva. Să-ți trimit o mașină să iei. Hai. Și praful s-a ales de tot. E 11 și Patra Ulea n-a venit. Și ți-am spus că nu mai vine. Peste piatră, îmi permiteți? Ofta după oftată, ajută-mi pe lângă vatră, ce-am dorit și ce-am visat.
Asta, da? Liniște împlinite până cânta un epoc. Îndrăgi ochi de ispită și praful s-a ales de tot. Vă mai arăt o scamatorie. Am una formidabilă. Dacă nu reușesc, vă dau câte 10 lei. Pune banii. Îi pun. Așa spune tinerețitul. Frumos. Așa. Și dumneavoastră, așa. Sunteți, așa. 10 lei pentru și 10 lei pentru dumneavoastră. Dacă nu reușesc, ați luat câte 10 lei. Una, două, trei. Țitele nu mai sunt aici. Vedeți? Nu mai sunt. Nu mi-a reușit experiența. Ați câștigat câte 10 lei. Bravo. Unde-i mama să mă vadă că praful s-a ales de tot? Hai că i-a reușit. Mi-a luat ceasul. Mamă! Și mie! Mi-a luat ceasul, banditul! E plin de hoți aici! E plin de bani, miliția! Ce faceți dumneavoastră aici? Eu? Mă uitam la ștergătoarele astea. Bun. Te uitai așa ca om. E, ca om. Vreau să le desprind, dar sprins ea dracului. Greu. Greu, băiatul meu, asta e mașina mea, se poate. Mașina dumneavoastră? Da. Și dacă e a dumneavoastră, mă duceți la miliție? Să vedem. Și dacă nu te duc? Dacă nu mă duceți, vă dau cuvântul meu de onoare. Suntem mai mulți aici. Vă luăm în garanție și o păzim mai bine decât mine. Ce spui? Zău! Dragi capitan, putem porni? Da. Zi așa, sunteți mai mulți. Lucrez cu Mitache, Niculescu, Naftalina, vezi că vă știu? Domnul capitan Panaită, să trăiți și la mulți ani. La mulți ani să trăiești și tu, dar ai grijă unde să nu... Știți, a fost o glumă. O glumă, te înțeleg. Hai cu mine, frate dragă, să-ți spun și eu una, că nu ne gândim pe spății așa. Dă-i drumul, Cristoală, bine, ce caști ochii la mine, că ăsta-i margică, ce nu. Eu sunt ok. Tovarăși, azi noapte din depozitul Crângaș au dispărut 7 televizoare. Dacă mai țineți minte, acum 3 luni din același depozit au dispărut 7 aparate de radio. Se pare că individul are predilecție pentru cifra 7. Eu fi purtând noroc. Ce zici, tovarăși Socotenin Vidrașcu? Am înțeles, o să încerc să dezvăț să mai fie superstițios. Cea mai mare bătaie de cap avem cu magazinul Victoria. Aproape de o săptămână, noapte de noapte, cineva sustrage mărfuri în valoare de 3, 5, uite, până la 10.000 de lei. Azi noapte ne-a lăsat și un bilețel. Ci cu soția așa vreo 2 ani de zile. O rezolvezi, așa mai. Tu și locotenent Pârvulescu. Fă-l, domnule, să mai reducă din termen. Am înțeles. Doamna Venera Manolache, de pe strada Mimozelor 208, ne anunță că ieri seara la ora 9:30, notezi, doar și capitan? Da, doar și mai. A constatat dispariția unei broșe. Doamna locuiește în comun cu altă familie. Tot ieri, colocatarii doamnei Venera și-au cumpărat un frigider. Frigider. Bănuiala, susține doamna Manolache, ar cădea asupra lor. Doar și capitan Panait, ai ceva împotrivă să-ți predau acest caz? Nu, tovarășul major. Mă simt prea onorat. Da. De la cățel la broșii, un salt. Nu pot să mă plâng. Da. De altfel, cu voi de la Brigada Diverse, aș vrea să stau de vorbă chiar acum. O clipă, tovarăși. Există bănuiala că acest individ ar fi autorul mai multor afaceri cu aur. După informațiile noastre, ar fi sosit în București acum 2 ceasuri. Trebuie arestat pe loc, indiferent de împrejurări. Lasă, Costele, nu fi supărat, tată. O să ne meargă bine, mă, că azi e joi și mie joia întotdeauna. Întotdeauna mi-a mers bine. Mie merge bine numai duminica, când nu lucrez. Nici nu știi ce colaborare a fost între noi până acum vreo 2 săptămâni. Da? Dar a băgat zâzane, tovarășul major. Ei, fugi. Zău, nu știu ce i-a spus, nu știu cum l-a instruit, dar e prăpăd. Cum fac una mai așa, se duce și mă raportează. Și nu pot să prind sistem. Nu m-am prins la sistem. Să trăiți. Trăiți. Poftiți imediat la tovarășul major. Am înțeles. Costel. Iar o fi supărat, tovarășul major. Tovarăș, acțiunea de ieri a reușit. În general, a reușit. Am chemat aici să vă felicit. Dar
Azi dimineață Costel mi-a spus că... Ce faci, mă, Costel? Mi-a spus că n-au mers toate ca pe roate. Ce părere ai tu, Căpșune? Nu știu cum v-a informat Costel, tovarăș major. Mă refer la... Asta ne privește pe noi. Să trebuie, tovarăș major. Nu știu dacă Costel v-a spus exact. El se exprimă cam greu, tovarășul. Ham, 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 ham. Din motivul, tovarăș plutoner. Să trăiți, tovarăș major. Ieri m-am oprit la un chioș de răcoritoare. Ai băut ceva? Nu, alcool nu. Am băut un suc. Am băut un suc de căpșuni. Costel a devenit nerăbdător. Asta e tot? Să trăiți, tovarăș major. Asta e tot. Dacă tovarășul capitan e de acord, eu propun să-l trecem la altă muncă. Poate la arhivă. E foarte bine la arhivă, tovarăș. Tovarăș capitan. Să mai încercăm o dată, tovarăș major. Ultima oară. O clipă, tovarăș. După informațiile noastre, acest individ s-ar afla de vreo 2 ceasuri în București, urmărit pentru trafic de aur și bijuterii. Trebuie arestat pe loc, indiferent de împrejurări. Ochii pe el, Costel. Tovarăș capitan, dacă-mi permiteți. Vă rog. Spune, spune. Știți, v-am mai vorbit eu despre un consatean care ar vrea să intre în miliție. Da. Dacă ați fi atât de bun să stați puțin de vorbă cu dânsul, cine știe, poate că merită și... Dar unde-i consateanul, frate? L-am lăsat pe aici, prin curte. Cum o cheamă? Harpalete. Harpalete, căpșună? Da. Bă, din ce sa sunteți voi, mă? Din Ocșoara, tovarăș capitan. Nu fi dumnealui. Da, ele. Vă rog să-l iertați, tovarăș capitan, dar încă nu s-a obișnuit cu Bucureștiul, știți? Îl văd, trage la munte. Harpalete! Ce cauți acolo? Dă-te jos, domne! Te cheamă tovarăș capitan! S-a urcat după o vrabie sus și nu mai putea să se dea jos. Sărac. Permiteți-mi să mă prezint. Brigadier Silvic Haralambie Harpalete. Zit. Ia să vedem, tovarășul Harpalete, de ce vrei dumneata să te faci milițian? Ca să prind bandiții internaționali. Cu aurul, cum i-a prins tovarășul plutonier. Cu aurul internațional? Mare oameni a mai dat satul ăsta al vostru, tovarăș. Tovarăș capitan, îmi permiteți să... I-am explicat așa un caz. Așa. Un caz oarecare și dânsul crede că eu... Atunci când ați trecut granița în propagajul bandiților unde erau... Da, bă, ce port! N-am fost eu, tovarăș capitan. Propagaj, aur... Ai rezolvat niște cazuri excepționale, plutonier. E foarte bine, tovarășul Harpalete, că ai avut tot timpul în față exemplul luminos al tovarășului plutonier Căpșună. Dar mă întreb așa, dacă satul dumitare n-ai avut vreun hoț, vreo inițiativă, vreo... Hoț. Un hoț, da, așa, am prins un hoț. Așa. Când cu găinile, de era să se omoare 2 vecini. Așa. Că fura găinile. Ia uite-l. Până am intrat eu pe fir. Știi, tovarăș plutonier, întrebați-l. Da, asta e adevărat, tovarășul capitan. A prins vulpea. Ai prins vulpea. Da, vulpea, dar am prins-o. Tocmai când ieșea din cotețul vulpea. Găina. Da, vulpea, dar era hoață. Am prins-o. Ai prins vulpea? Da. A fost foarte prompt acolo. Sigur, vulpea. Da, vulpea e prinsă de dumneata? De mine, sigur. Și e capabil. Cred. Capabil. Adică un om de care te poți... Da. Lipsi. Da, nu. Bun. Dacă ai luat și vulpea, atunci e perfect. Știu și jiu-jitsu. Ah, jiu-jitsu? Da. Ia fă o demonstrație cu tovarășul plutonier. Tovarășul... Ce faci, mă? Mă iertați. Când ai învățat, mă, jiu-jitsu? Bravo! E... știe de toate. Mai știu și 18 cărți pe din afară. Știu și cum l-a prins Sherlock Holmes. Dacă știi și asta, e perfect. De ce nu mi-ai spus de la început? Te facem paznic de noapte. Dumneata păzești, bandiții se apropie, dumneata ei. Se apropie, dar am dat și uniformă. Oh, te îmbracă, nu te lasă gol. Gata? O clipă și gata. Mașina e afară. Uite cheile. Mi-o aduci între 10 și 11 la restaurantul Odobești. E în regulă. Pentru mâine și poimâine am nevoie de 2 mașini. Numai pentru câteva ceasuri. Păi da, pleacă-l! Auzi? Nu. Exclus. Are foarte mult de lucru. Și nouă ne pare rău. Bună ziua! Cine era?
profesorul Fântânaru. Da. Și-a cumpărat o Dacia 1300 și vrea să-i o rodați. Da, și de ce i-ai spus că n-am timp? Păi... Vrei să te ridici puțin? Dumneavoastră mi-a dat așa indicații, că nu mai mergeți. Și tot eu am revenit asupra indicației. Nu înțelegi că am nevoie de orice fel de mașini. Fă numărul profesorului. Mă silești să fiu dur. Eu care nu pot să tai un pui. Da? Cu rodajul, garajul. Să rămâne, doamnă. Domnul profesor, am să revin. Nu-i acasă. Mașina între 10 și 11 trebuie să fie în fața restaurantului. Iar va fi acolo, aveți grijă să nu vă recunoască. Lăsați cheile în contact. Bine, bine. Dar ăsta ce mai fi? Am pus telefon. Bun, bun. Avem un motor nervos, sistem cristoloveanu. Avem un telefon, ca să pot vorbi, că am ceva urgent. Ca să nu se poate. Ce ne-ar mai trebui? Ne-ar mai trebui un televizor. Vezi ce faci, că ți-a mărit lefa. Bă, tu ai dat-mi dar obeții, că aici miroasea țuică. Iertați, tovarăș capitan. Aseară am fost de serviciu la garaj și am adus la cușcă doi bețivi care s-au bătut. Unul avea o sticlă de țuică la el, corpul de lic cu care fusese lovit în cap și... probabil să fi prăștea pe aici un pic de țuică, că al minter nu face. Ce faci, Cristolovene? Nu vezi că ai intrat în cerc? Bună ziua. Bună ziua. Vă rog să prindeți actele la control. Dă-i actele, ce te uiți așa la mine? Ce băură-ți dumneavoastră astăzi? Apă. Și două Pepsi. Și mai ce? Tovarășul se blocă de tine, nu pare rău. Spune omului, ce ai mai băut? Pe ce am mai băut? Eu ți-am spus să nu mai bei, să știi, nu mă bag. Ia suflați dumneavoastră aici. Tovarășul milițian. Tovarășul milițian. Aveți grijă că vă păcălește, asta trage, nu suflă. Ia, poftiți, suflați. Suflă, tovarășul, suflă. Mai tare, mai tare. O să vedem că ați băut. Că de-aia intră răs în cerc. Da, 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 băia, bună, cam bea, să știți, cam bea. Ce cu asta? Poftim. Nu se înverzi. Nu prea. Miroasea țuică. Da, da, miroase. Mulțumesc, sunteți liberi. Pe viitor să nu mai intrați în cerc. Ce cu asta înseamnă că a fost defect? Foarte dumne. Doamna Vera Manolache? Da, eu. Capitanul Panai de la miliție, doamna. Dar nu mai e nevoie, îmi pare rău că v-ați deranjat. Nu, poftiți, tovarăși, poftiți, de când vă aștept. Dar dați-le voie, doamnă, să intre, să afle cum ne acuzați de pomană și vreți să ne faceți de râs. Dar poftiți, nu a pus pe nimeni. Nu, poftiți, tovarăși, de când vă așteptam? O să vedeți, doamnă, acum se vor pune la punct toate lucrurile. Poftiți, tovarăși. Eu stau în stânga, dumnea, ei vis-a-vis. Numai eu știu cum mă duc aici din cauza lor. Și eu vreau să vină miliția. Poftiți la mine. Da, poftiți. Doamna pretinde că i-am furat broșa ca să-mi cumpăr frigider, da. Nu mai pretind. A fost o neînțelegere. Ați găsit broșa, da? Dar a treia oară când mă acuză tovarăș și capitan, de azi dimineață, de când mănâncă sufletul. Dar ce credeți, doamna, că eu nu am bani, eu nu muncesc? Da, sigur. Dar poftiți, intrați. Dacă îmi cumpăr un ibric, trebuie să le dau lor socoteală că dau cu frigiderul de pământ. Parcă Cosmasul nu mi-a făcut la fel. Dumneavoastră ați făcut o reclamație la miliție și noi trebuie să știm cum s-a rezolvat. Cam pentru asta am venit. Da, sigur. M-am grăbit. Vă rog, luați loc. Mulțumesc, doamnă. Fica mea, Lucia. De ce spuneți că v-ați grăbit? Ați intrat în posesia broșii? Nu, știți, fără să mă întrebe, fica mea a dat-o unui maestru de la care lua lecții. Ce lecție, domnișoară? Trebuia să apar la televiziune la un concurs. Așa. Și nu pot să apar oricum. Mi s-a spus să iau lecții de mimică, de mișcare scenică. Și cine vă dă aceste lecții? Ei, un maestru. Maestru Trandafir. El nu a cerut niciun onorariu, dar trebuia să mă simt să-i dau ceva, nu? Ca și celelalte eleve. Stimată doamnă, vă rog să îngăduiți ca fica dumneavoastră să ne însoțească până la casa profesorului respectiv. Să nu vă faceți griji. Așa de curiozitate. Dacă e necesar... Vă mulțumesc. Poftim, domnișoară. Domnule capitan, aici a fost camera soțului meu. A fost un mare colecționar de obiecte de artă. Da, se vede. Toată casa este un muzeu. Aceasta este colecția de măști. Da, poftiți să vedeți și în celelalte camere. Mulțumesc, domnule. Aici...
Școală de balet, ah, interesant, foarte interesant. Ideea ale fiului. Drăguțe. Da, da. Hai, poate să nu vine doamnă? Imediat, scumpă. Acesta este atelierul de lucru al fiului meu. Dar după traumatismul suferit, dar nu v-am spus ce nenorocire. Își luase bacaloriatul, era în vacanță. Și ne-am dus împreună la sora mea la turnul Măgurele. Într-o zi ieșim să ne plimbăm la marginea orașului. Când să trecem pe linia ferată, fiul meu vede un copil sărman care dormea pe linie. Primul se apropie, fiul meu se apropie și în ultimul moment... Reușește să-l salvezi. Da, domnule. Extraordinar. Domnișoare, cadru în pregătire? Da, domnule, este eleva noastră. Mamă! Costele! Mamă! Costele, dai voie, domnule, să ne facă o demonstrație. Hai, pas! Pardon? Ce? Am dorit să asistăm la o lecție a dumneavoastră, dacă se poate, cu domnișoara. Pas. Cu ce prilej? Tovarășii sunt de la miliție, tovarășul... Capitanul Panait. Plutonier Căpșună. Mamă, cafele dulceață. Nu e nevoie, doamnă, vă mulțumim. Atât eu cât și tovarășul avem două cunoștințe care vor să apară la televiziune și ne-am gândit să apelăm la ajutorul dumneavoastră, bineînțeles cu condiția să ne dăm seama pe ce dăm... Pe ce dăm banii. Fără bani, fără. Nu lucrez decât pe bază de pasiune. Costel? Da, Costel. De când mă știu, câine mi-a provocat întotdeauna un trac teribil. Un ce? Trac? N-aș dori să-l poftim la bucătărie? Da. Costele, asta e situația, n-ai și tu norocul să asigi la un spectacol. Hai, pas! Aici. Da, 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 acolo. Luați loc. Mulțumesc. Doriți o scenă tragică, o scenă comică sau o scenă de amor? Cum ordonați? Da, de amor. De amor? Scena... 4.250. Asta a fost. Bravo. Și acum, supliment, tema numărul 1, povestea vieții mele, mamă de apă. Într-o zi ieșim la plimbare la marginea orașului. Eram împreună cu fiul meu la sora mea la turnul Măgurele. Mama, turnul Măgurele nu pot să mimez. Când să trecem peste linia ferată, fiul meu vede un copil sărman care dormea pe linie. Fluieră o locomotivă! Opriți trenul ăsta, doamnă, vă rog, am auzit asta, nu e nevoie, doamnă, opriți și dumneavoastră, vă rog, opriți toată lumea, luați loc, vă rog, stați jos și dumneavoastră, de? Aș vrea să vă pun câteva întrebări. Ce tarif aveți pentru o lecție? Nu, domnule, nu, categoric, n-am niciun tarif. Dacă elevul sau eleva dorește să mă onoreze cu ceva... Câte lecții ați dat, tovarășe Lucia Manonache? Lucia. Eleva. Talentat, foarte talentat. Strămuță foc, fără perspectivă. 7 lecții, 7. Dar n-a prins nimic, absolut nimic. Se pregătește pentru televiziune. Dar nu o să o accepte.
Eu v-am întrebat foarte clar. Cu ce v-a onorat tovarășa Lucia Manolache? Vă rog, trebuie să știu. Sunt victima unui denunț? Domnișoară, ce rău v-am făcut? Maestre, vă rog, cum vă închipuiți? Vă faceți prea multe griji, maestre. Pentru 7 lecții, tovarășa Lucia Manolache v-a oferit o broșă în valoare de 3.000 de lei. Asta e tot. E simplu. Nu, domnule, broșa nu face mai mult de 1.000 de lei. Am dus-o la expertiză. Spune mami dumitale că atâta face. Coaselor! Vai, maestre! Putem să o vedem și noi? Mama, adă broșa. Aveți vreo diplomă, vreo autorizație care vă dă dreptul să profesați? Nu am decât talentul. Și asta dă dreptul să exist. Am infirmi care vor să fie teferi și am oameni teferi care vor să fie infirmi. Interesant e cazul unui domn care dorește să-l văd cum să-și capoteze. Mai am un elev care se transformă în statuie. După 56 de lecții, stă nemișcat 3 ore, la rând. Nici nu clipește. Își ține respirația aproape 3 ceasuri. Respiră fără să poți sesiza. E un caz unic. Da, într-adevăr. Un caz unic. Azi aveți lecții cu dânsul? Da, la 60 și un sfert. Da. Poftiți, domnule capitan. O să o predăm doamnei Manolache. Să luăm și... Nu, nu, cutia este a noastră. Vă rog. Căpșuna, faci proces verbal de ridicare a obiectului. Am înțeles. Și strădania fiului meu? Lasă, mama. Să nu zică dânsul că avem venituri ilicite. Spuneați că trimiteți pe cineva care dorește să ia lecții. Da, într-adevăr, e o verișoara mea. Poate veni pe la 5? Desigur. Cu ocazia asta vă veți convinge mai bine asupra talentului meu și sper că mă veți sprijini în obținerea autorizației. Mașina e bună. V-ați orientat perfect. Dacia 1300, nu? Foarte reușită, domnule profesor, dar totul depinde de rodaj. Un rodaj bun e ca o cură la amara. Vă stau la dispoziție. Trec mâine dimineață să-mi dați talonul și cheile. Da, acasă sau la servici. Da, mai bine. Lăsați, domnule profesor, că ne înțelegem noi ca între automobiliști. Să rămâinile. Ia, păi spun să rămână. Lasă, nu mai pune toate la inimă, că faci tensiune. Un incident de muncă, nu? Reclamă-mă la protecția muncii sau cheamă miliția. Hai, fă-mi legătura cu trandafir. Ce faci, domne, cu obiectele alea? Păi am nevoie de bani. Ai vândut ceva? Ce să fac, frate? Tocmai îți promisem lecția cu Lucia. Lucia, știi, Manolache și... Gogu e aici. Ce tași, mă? Auzi, frate Gogule, n-ai vrea să dai tu o fugă până aici ca să... Oi fi o Gogu, dar nici mata. Eu vreau să vorbesc cu neatul Dose, tapițerul. Sau cu părinții. Am vorbit cu femeia de serviciu? Hello? Fumați mult. Du-te după câine. Consideră că ți-am mai dat o palmă. De ce? Dacă vrei să mai lucrezi cu mine, să-ți ascuți urechea. De ce nu mi-ai spus că nu e vocea lui Trandafir? Păi n-am știut. De unde să-i cunosc eu vocea? Șt, taci! Ce te-aș bate? Poftiți, tovarășa Paula. Luați loc. Va să zic că un om învață să fie statuie. Tovarășe capitan, ești sigur că ai dat de mințile? Nu, nu cred. De fapt, nici nu-l cunosc. După afirmațiile maestrului, stă nemișcat 3-4 ore la rând. Credeți că e posibil ca cineva să stea nemișcat atâta timp? De ce n-ar fi? În fond, grădina lui Dumnezeu e mare. Dar de ce învață să fie statuie și nu altceva? Tocmai asta o să aflați dumneavoastră. Eu? Azi după amiază veți fi verișoara tovarășului capitan Panait. Doriți să luați, să zicem, lecții pentru obținerea unui post de crainică la televiziune. Auzi, mă, Costele, uite-te bine la el, mă. Dacă l-am prinde noi, am fi niște oameni salvați. Altfel, pe mine mă trimite la arhivă, bă. Și tu nu mai fi indiferent, că nu se știe pe ce mâini în cap. Așa că fă bine și colaborează, că altfel am... Mă
Mă iertați, domnul Șară, unde mergeți? La maestru Trandafir, am fost anunțată. Aici, la maestru Trandafir? Da. Ascultați, tovarășa, ați face mult mai bine să vă ocupați de niște treburi serioase, nu de fleacuri. Dar cum îți permiți, tovarășe? Eu vreau să obțin un post la televiziune și, în consecință, mă pregătesc. Sigur, da. Credeți, așa vă luați după fiecare cine, ca și cum televiziunea noastră ar fi așa ceva, un lucru ușor, nu? După câte știu eu, fiecare are dreptul să-și aleagă ce carieră vrea. Dar dumneata, ce carieră ai? Eu... Ce faci, dumneata? Văd că te plimbi cu cățelul. Eu nu mă plimb cu cățelul. Și mai acustești oamenii. Ascultă, domnișoara, vezi să nu ne vedem la miliție în loc de televiziune. N-ar fi exclus, dar să vii și cu cățelul. De ce latri? Tu de ce mai latri, mă, Costele? Vrei să mă bagi în pământ? Hă? Ce tot cobești ca o cucuvea, mă? Hau, 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 hau! La orele 21.40, Poșta TV, unde noi vom lua legătura cu dumneavoastră, iar dumneavoastră legătura cu noi. Orele 22.10, muzică ușoară la cererea cântăreților de operă. Orele 23, închiderea emisiunii. Dragi telespectatori, vă dorim noapte bună! Pardon, ăsta e în efect comic de-al meu, să vă distrez. Nu trebuie să-l faceți. Vă garantez, domnișoară, pardon, că veți fi mulțumită, că veți lua concursul. Și domnul capitan, stimata dumneavoastră rudă, simpatic, foarte simpatic, va fi încântat. La televiziune, domnișoară, pardon, e mai simplu. Nu ca în alte arte, la operă, de exemplu, e mai complicat. La tele contează fizicul. Vreți să vă ridicați? Aveți. Aveți, aveți tot ce vă trebuie. Poftiți! La teleocraină cu domnișoară, pardon, trebuie să stea cât mai imobilă, să nu iasă din cadru. Și acum, imobilă, zâmbiți degajat, cât mai degajat, relaxată, liberă în mișcări și imobilă, să nu ieșiți din cadru. Poftiți! La orele 21.40, Poșta Televiziunii, unde noi vom lua legătura cu dumneavoastră și dumneavoastră cu noi. Orele 23.10, muzică ușoară la cererea cântăreților de operă. Orele 23, închiderea emisiunii. Dragi telespectatori, noapte bună! Atenție! Știți, îmi vine foarte greu să stau nemișcată. Am auzit că dumneavoastră ați transformat pe cineva într-o adevărată statuie. Așa că am toată încrederea. Mă, nenorocitule, mă! Dacă te căuream! Mă, nu ți-am spus că atunci când sunt în misiune, nu mai sunt consăteanul tău, ci milițian? Și dacă mă atași pe mine, atași miliția? Mă, dacă te mușca, Costel! Ăsta nu mi-e frică mie de lup și de urși. Nu ți-am spus să nu te mai ții după mine, a? A fost o mică surpriză. Mi-am cumpărat niște cărți și... Uite ce cărți. Aralambie, nu ți-am spus să nu mai citești cărți din astea, mă? Unde ai auzit tu că ne ocupăm de cazuri de astea? Spargeri de bănci? Cowboy care se bat pentru un punct de dolari, noi ne ocupăm de cazuri serioase aici. Da, da, am trecut pe la librărie și doamna de acolo mi-a spus că dacă nu le cumpăr mai repede, se vând. Mă, să știi că dacă nu te duci acasă, te fac, uite așa, pachet, te lec o fundă și te trimit ramburs. Să nu te mai ții după coada mea, auzi? Nu mă țin. Eu am venit să-mi dați niște bani. De ce? Până iau eu și până mă vii dau. Vii dau. Ia-i pe ăștia, adică nu că te înveți. Alea-ți ajung. Nu citi mai mult Haralambie, că te tâmpești. Hai, ia-ți cărțile și du-te acasă. Sunt în misiunea Aralambie, nu mă face de râs. Du-te acasă! Pas, Costel! Peste câteva clipe trebuie să vină un elev al meu strălucit care poate să stea câteva ore nemișcat. Vă rog să mă iertați, mă duc să mă schimb. Dumneavoastră, repetați în continuare. Pardon. Gata, Costele, las-o. Pisici. Miroși pisici și încă desenat. Mai bine l-ai mirosit pe ăsta din fotografie. Nu mai tragi așa, Costele, că-mi rup mâna. Costele, parcă ăsta e. Va lucra în branșa tele, în curând.
o vom admira pe micul ecran. Ce fac eu e un exercițiu de yoga pe care mi l-a recomandat medicul meu de când am început să pierd în greutate. Eu nu mă ocup cu arta. Cu dumneavoastră însă, cu fizicul dumneavoastră, vreau să spun, ar fi păcat. O, vă mulțumesc. Știți, eu sufăr de o timiditate excesivă. Am un trac, de aceea l-am rugat pe maestrul Trandafir să mă pregătească. Cunoașteți vreun regizor? Mi s-a spus că au o mare putere, dar eu am constatat că nu e adevărat. Totul e să fii bine pregătită. E absolut normal. Dar ce-am făcut, tovarășe? Actele. Și vă previn că nu mai aveți niciun fel de scăpare. Asta e bună, acte în regulă, am trebuit să vă cipe asta. Poftiți, vă rog. Și vă previn că e inutil, nu mai aveți nicio scăpare. Au opus rezistență? Se trimite imediat pe Cristoloveanu. Fii atent să nu scape. A fost prins Apostolescu. O notă bună pentru căpșună. Salvarea lui. Permite să mă retrag? Te rog. Să trăiți. Îl duci la camera 20. Să trăiți, tovarăși capitan. Bravo, asta ți-a fost salvarea. Vai, dacă ați ști că l-am căutat, vă rog. Dumneavoastră maior a ordonat să-l aduceți la dânsul. Să mergem. Vai. Hai. Ion Marin Petrache. Cu ce vă ocupați dumneavoastră? Sunt șef de raion la magazinul Victoria. De când? E 5, de aproape 6 ani. Lucrez la raionul confecții, înainte am lucrat la încălțăminte. Mă cunoaște tovarășul colonel Anastasie Marin. Sau dacă doriți, puteți cere relații la magazin. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de cercetare. De ce nu i-ați explicat tovarășului Plutonier situația? Nu m-a lăsat, era cu câinile. Semăna, tovarășe major, semăna lichid cu individul. Tovarășe Petrache, după cum bănuiți, probabil e vorba de confuzie. Nu pe dumneavoastră vă urmări, poftiți. Ci pe individul ăsta care ne-a făcut destul de bătaie de cap. Știți ceva de existența lui? Nu. De unde? Nu știu nimic. Bine, așteptați câteva minute afară. Până vine cineva de la magazin să vă recunoască. O simplă formalitate. Da, sigur. Să trăiți cu respect. Semăna, tovarășe major. Semănale-i cu individul. Avea acte în regulă, dar toți vizii sunt tonșul maior. Mi-ar face plăcere, domnișoară, să mă vizitați. V-aș arăta câteva reproduceri, capete de expresie care v-ar putea folosi în activitatea dumneavoastră. Sigur că da. Ar fi foarte interesant ca să văd așa ceva. Poate că altă dată. Acum am unele cumpărături de făcut. Oh. Mai răsfăiești dosarele, mai înveți și predai costumul civil la magazie. Tovarășe major, misiunea a fost îndeplinită. Omul statuie se numește Stambuliu Ion. E din București, strada Salcâmilor, de profesie de senator tehnic. Nu mai lucrează de 2 ani. Nu a suferit nicio condamnare. Ei, ai avut dreptate. Tocmai la miliție ne-am întâlnit. Să trăiți. Mm.
s-a mai întâmplat? Nimic, tovarăș major. Tovarăș Ptuner Căpșună nu se simte prea bine. Ia zi, Căpșună, ce ai făcut? Tovarăș major, azi am întâlnit o domniște, o tovarășe, care n-am mai intrat la tovarăș, la trandafic și m-am orientat slab. Îmi permiteți? Vă rog. Tovarășul major, plutonierul Căpșună m-a ajutat la îndeplinirea misiunii. Da? Fără dânsul mi-ar fi fost mult mai greu. Da, Căpșună? Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, tovarășul major. Da, spune. Mi-ați promis că mă încercăm o dată. Am încercat. Ai văzut cum s-a încheiat. Nu cred că s-a încheiat. N-am nicio îndoială că Ion Marin Petrac este șeful atelierului de confecții de la magazinul Victoria. S-a evit însă o problemă nouă. Dacă îmi permiteți, m-aș ocupa eu împreună cu plutonierul Căpșună de acest caz. Mai întâi să vă explic. Da. Am pornit de la următoarea idee. 1. Vă rog să indicați ce cadouri v-a făcut în ultimele 3 zile Stambuliu. Aparatul foto. Ceasuri. Curierul. Și asta, nici nu știu pentru ce e. Domnule Patraule, spune, domnule. Cine aducea ștofe și ceasuri prietenului dumitale trandafir? Cum mi-ai spus asta, i-am și dat voie logodnicii dumitale să intre. Nu știu, tovarășul capitan, nu știu. Să mă usuc dacă știu. Bine, dacă nu știi. Să nu mai pierdem vremea, să-i spunem fetii să plece. Tovarășul capitan, de ce vreți să-mi faceți praf viitorul? Haideți să ne înțelegem așa, ca de la om la om. Dumneavoastră o să-i permiteți logodnicii mele să intre, ca eu să am cu ea un schimb de priviri, un schimb de impresii. Și pe urmă am să vă spun tot. Vreau să aflu și de la ea ceva. Bine. Tovarăș capitan. Calm. Ia loc. Da, tovarăș capitan. Aștept. Poftiți. Lubinița. Bună ziua. Lubinița. Vai, fănică dragul. Lubina mea. Stai jos, Lubinița. Vai, fănică, în ce hal ești? Dar în ce hal sunt, drag? Nu știu, tu mă vezi pe mine așa într-un hal fără de hal. Slavă Domnului, s-au purtat foarte bine cu mine. Nu m-au atins, au fost amabili, nu s-au atins niun fir de păr. Tovarășul capitan, eu nu am nicio plângere, să știi. Vai, fănică, de ce te uiți așa la mine? Mă uit, drag. Eu nu știu cum vă zic că mă uit. Mă uit pentru că tu ești liber, ești frumoasă, arăți bine. Stai acasă și eu sunt aici. Și sunt așa cum sunt, că vine să... Mă rog. Doamnă, ce aveți aici? Sarmale, i-a trimis mama lui Sarmale și a zis să spună tot ce știe, că e mai bine pentru el. Dar are perfectă dreptate, mama dumitale, în schimb, acum... Luați, vă rog, asta de aici. Deranjează, dragă, deranjează. Să trăiți. De cât timp stă așa? De 20 de minute. A mișcat? N-a mișcat. A mișcat de două ori, dar n-a băgat de seamă. Tovarășul major, m-am uitat tot timpul. Pe loc de pauză. Tovarășul major, dacă permiteți, aș dori să vă dau câteva explicații. Chiar și eu aș dori să întreb ceva. Aveți vreo diplomă? Ceva care să vă dea dreptul să profesați? Am suferit un traumatism. Tocmai când voiam să mă dedic scenei. Și nu v-ați întrebat niciodată de ce elevii dumneavoastră învață să fie statui? Să facă pe muții, surzii, să-și chiupăteze? Domnule trandafir, dumneavoastră ați calificat o adevărată promoție de scroci. Nu v-ați întrebat? Despre talentul meu s-au exprimat câțiva maestri. Nu pentru talent o să te reținem, ci pentru totul altceva. Pentru broșii, ceasuri, stilouri.
Uite, acasă la dumneata s-au găsit obiecte în valoare de peste 150.000 de lei. Îți dai seama ce astea? 75 de ceasuri noi, 21 de broși, 108 stilouri, 49 de aparate de radio cu tranzistori. Și dacă toate astea sunt de furat? Nu, l-am spus că dumneata le-ai furat. Acum, ce poți mai fac? Ai putea să ne ajuți să prindem hoții și în felul ăsta să mai reduci ceva din pedeapsă. Numai dacă vrei. Sigur. Dar cum? Ți-ai cumpărat ceva? Nu, no, e ziua nevestii, mi-am venit să iau ei ceva. Mă duc să-mi caut și o crevasă, dacă găsesc. Ți-am spus eu, mă, Bocioaca, cu 6 luni când te-am prins. Mama, am greșit doar și pana aici. Să moară mama. Mare sunteți. Mulțumesc că mă apreciezi. Te duci acasă, te mărturisești nevestii și mâine dimineață să mă cauți la sediu, clar? Clar să trăiți. Auzi? Ai grijă să nu trezi, să fii punctual. Cam atâta treabă, mă, Bocioaca, că n-am timp să o luptu pe tine. Fii și tu băia de comitet, că ți-am făcut rost de o seară liberă, a? Bine? Bine. E ceva? E în regulă. Dar focul de aia. Nu-i nimeni.
încui dumneata ușa și dacă e ceva, la primul semn dai alarma, da? Am înțeles să trăiți. Nu te grăbi cu împachetatul, mai e timp până dimineață. Hai să ducem manechinele. Mai bine te facem pachetele. De ce tremură mâinile așa? Fii calm, fii calm, nu te speria, că sunt eu aici, n-ai nicio grijă. I-am văzut eu, nu, eu i-am văzut eu. Manechinu! Tovarășul capitan, Stambuliu nu e printre ei. Știu eu unde e. Yeah.
8 cetățeni, cum se cade, au fost confundați cu acest Apostolescu. Vreți să ne se ducă vestea cu orice preț? Puteți pleca. Alo? Bravo, mai auzi și eu o veste bună pe ziua de azi. Da, Capșună? Felicitări din partea mea. Bravo, brigada Fapte Diverse. În seara asta mai avem încă puțin de lucru. Da, halnică de lucru Apostolescu. Nu, asta o faceți voi. Umbre negre ca în spume, fără șei, fără zăbale, ofo. Se fereste ochii lumii, fug pe ocolită cale. Poți de cai fără de lege, știu-i-s doar de vânt și lună, ofo. Galopează fără milă, bucuroși de treabă bună. Socotesc, socotesc, pidivii piciuiesc, dar-i roade un singur gând. Până unde, până când? Prin cătune rătăcite, după unii marciofoni, ofo. Beau molanul plin de sete și plin lăutarii cântă în strună, fete rumene îi cheamă, ofo. Dar îi pleacă mai departe, fără suflet, fără vamă. Socotesc, socotesc, dar îi roagă actele, vă rog. Printre poteri se dar pentru ce? Actele, vă rog. Ce s-a întâmplat? N-am nicio vină. Mă rog. Mașina e a dumneavoastră? Nu. E a profesorului Fântânaru. Mi-a dat-o să-i fac rodaj. Da? Și unde ați fost cu ea? Eu nicăieri. Am împrumutat-o unui prieten. Tași, căptame, tași, am găsit. Apostolescu? Nu. Dumneavoastră mergeți cu noi. Dar eu n-am nicio vină. Asta o să vedem. Deocamdată sunteți complice cu Apostolescu, urmărit pentru trafic cu aur. Poftiți. 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 Dar să știți că eu n-am nicio vină. Lăsați. Lăsați argumentele astea de satire. Eu merg, dar ce facem cu rodajul omului? E profesor, sunt academicien, nu ne jucăm. Deranjem? Nu. Bună ziua. Bună ziua. Pe rând. Luați loc, vă rog. Din perciuni puteți lua. Îmi lăsați sus. Știți, șampon aveți? Nu. Unde? E bine să plec. Așa. Acum mergem mai departe. Ia să vedem ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el. Eu, domnule, eu. Dumneata. Noi când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el, noi mergem undeva și împărțim. Nu e bine. Altcineva. Dumneata, ăla cu cățelul. Dacă ne ajută Dumnezeu să găsim un portofel cu bani, cu o sumă de bani pe stradă, mergem undeva și numărăm, ca să vedem cât ne-a adus norocul. Nu e bine. Altcineva. Dumneata ăla slăbuțul. Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e pe aproape cel care l-a pierdut. Bun. Ca să nu ne vadă, cât îl luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim. Nu e bine. Permiteți? Poftim. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22-22-22. Bun. Foarte bine. Ăsta e răspuns. Felicitări.